Draga mea și dragul meu, nu știu dacă te-a întrebat asta cineva, dar o fac eu. Ce mai faci? Cum mai ești? Ești bine? Ești sănătos sau ești sănătoasă? Astăzi vreau să-ți transmit un gând de suflet despre bogăție și o viață de succes. Să fii bun chiar și atunci când nimeni nu te vede. Să zâmbești chiar și atunci când ești doar tu cu tine, la gândul că ai reușit să îți păstrezi Sufletul și Conștiința curate. Să descoperi frumusețea venită din simplitate, trăind pe cât posibil după propriile reguli, alegând de fiecare dată ceea ce te reprezintă pe tine să trăiești în armonie cu tot ceea ce natura îți oferă. Să conștientizezi că tot ceea ce faci, o faci în primul rând pentru tine. Abia mai apoi pentru ceilalți. Să adormi liniștit și să te trezești cu un obiectiv clar. Acela de a fi fericit sau fericită înainte de toate. Iată, despre asta este bogăția și viața de succes la care ar trebui să tindem cu toții. Draga mea și dragul meu, te rog, ține minte un sfat de suflet. Bucură-te de viață și savurează fiecare clipă ca și cum ar fi ultima din viața ta. Dar nu uita, viața este atât de frumoasă și de minunată și tot ceea ce ne-a dat bun Dumnezeu este bun. Trăiește cu grijă și cu mare băgare de seamă. Știi de ce? Viața nu e ca o mașină, nu are roată de rezervă. Îți doresc tot bine de lume, precum și o zi minunată, liniștită, binecuvântată și frumoasă, ca sufletul tău. Te îmbrățișez cu drag.